Dana Opriță, Otilia Manea, Bernarda Ivi, Yes. Bună ziua! Porniți video, vă rog! Bună ziua, mă auziți? Bună ziua! Vă aud foarte bine și vă văd! Splendid, dar noi nu vă vedem dumneavoastră. Porniți video. Cum fac asta? Păi, era pornit video. Nu vă vedem. Mai video, ok? Îl văd. Acum vă vedem. Ok, e în regulă. Bună ziua, bună ziua! Bună ziua! Încă mine se iau soția mea, Michela. Sărmâna! Pare bine, încântat! Okay. Bună ziua, îmi pare bine! Bună dimineața la toată lumea! Olga Delia Matescu! Bună dimineața! Doamna Oprită! Da, sărmâna, sărmâna, bine ați venit! Bună v-am găsit! Doamna Olga, bună ziua! Săruna! Bună ziua, bună ziua la toată lumea! Ce faceți? Toate bine? Toate bine! Bună ziua! Bravo, domnule! Uite ce de lume! Foarte bine! Nu vedem pe Pasi! Pasi, ești? Nu ești? Nu cred că este. Nu cred că este, că a zis că nu se descurcă cu computerul și Alin nu era... M-a sunat și zicea că este! A, da? Pardon, eu am vorbit cu ea ieri. E bine că s-a răzgândit. Acum o văd. Acum intră. Acum intră și Pasi, da. Oh, ar fi minunat. Ia uite. Ok. Iată. Deci avem... Hey. Hello, Pasi. Hello. Iată. Okay. Bine ai venit, Pasi. Bună, Pasi. Ai de mine, sărut ochii. Ce de lume minunată. Cred că trebuie să mai așteptăm puțin, că mai așteptăm încă pe atâta. Mai așteptăm încă pe atâta, gata. E bine că am intrat aici. Când ne vedem, da, aici. E foarte bine, Pasi. Aici putem să așteptăm. Hi. Hello. Hi, Dad. Bună ziua. Bună ziua. Sorin, faci ca sunt, deși apare numele soției aici din sunt pe computerul ei. Bine ați venit, domnul Pașca. Bine v-am găsit, mă bucur nu, că vă... Nici măcar nu v-ați văzut cartea, nu-i așa? Nu, n-am văzut. Nu. E gata și așteaptă să o vedeți. Mulțumesc tare. Hai să mă așez cumva, că nu se vede figura. Ar trebui să stau mai departe, poate. Exact, un pic mai departe. Așa? Da, e bine așa, da? Da. Și dacă poți să pui camera un pic mai jos sau ce este... Ia, credem. Așa? Așa, perfect. E bine așa. Okay. E perfect. Așa. Se văd că n-aud. Două zile, o parte, alte două. Și ăilalți să stea acasă să lucreze. Ați venit la serviciu. Ia. Sau două săptămâni. Băi, stați mai încet, că noi suntem aici în emisiune. Să rămână. Deci, mai avem puțină răbdare, că văd că se tot înscrie așa pe rând. Dar n-ați cum face să chem, dacă îți zice să mai bem. Dacă vrei să... Ca să-l audă vorbind. Spune. Ca să te audă vorbind. Da. Lasă așa. Să audă. Nu, să audă. Auziți, da. Am niște profesori pe lângă mine.
Foarte bine. La un moment dat poate să zic că să închideți microfoanele, că face microfonie și atunci aha, trebuie să fie asta barat. Bine. Bună ziua, am reușit și eu. Bună ziua, foarte bine. Bună ziua. Așa. Bună ziua, bună ziua. Să vă revăd. Da, da, da. Bine, vorbim mine seara. Bine. Cât suntem? Suntem 24 până acum. Excelent. Mai așteptăm, pentru că mulți, cei care au insistat să facem probe, să intre, am făcut ieri niște probe pentru doritori și văd că n-am intrat astăzi, în afară de pasii. Păi eu am intrat fiindcă a venit fiul meu să mă ajute, că dacă era după mine... Doamna Pasi! Felicitări, așa doamna de-ți. Pasi! Da, mulțumesc! Ați avut profesor bun! Ei, da, da! Nu o văd Veronica încă. O scoat aici, la liban. Unde este Gina? Chiar, unde e Gina? Gina, a trebuit să intre și Gina. Păi nu, nu-i dat. Victoria și cu Ștefan, unde sunt? Păi, tu mai că e asta. Spune-i să facă click pe link-ul trimis în ultimul mesaj. Deci v-ați pus pe Facebook acum. E echipă frumoasă. Aur? Mulțumim. Aur, am făcut ce fac. Cea mai mare surpriză e cu tine, Dan. Cu Dana Opriță, care, uite, mă văd așa. Păi da, și m-ai speriat că eu tocmai domnul Poenaru spunea, nu văd pe pasii și explicam cum că tu ai spus că nu poți să ajungi, că nu are cine să te ajute. Și îmi spune, da, nu, da, că da. A spus că da. Bravo, foarte bine. Pasi, vezi că există, sau cine nu știe, jos există un, scrie chat, dacă apăsați pe el, chat, se scrie KHAT. Da? Așa. Deci acolo putem vorbi pentru toată lumea sau individual. Deci eu, Pasi, ți-am primit un mesager și scrie privately, aia înseamnă că doar pentru tine, ai alegerea asta, everyone înseamnă pentru toată lumea, spun la cine nu știe engleză, vă rog să mă iertați. Dar eu nu toată... știu și-ți mulțumesc. Bun, așa, și dacă vezi, apeși și alegi opțiunea privately, scrie. Și dacă e privately, înseamnă că doar eu citesc mesajul tău. Cum da. Vezi că eu ți-am trimis ceva și scrie în paranteză cu roșu, privately. Bun, aia și dacă deschid doar... acum, că mă mi-e frică că nu mai știu să revin la loc. Altă nu, nu, că n-ai nicio treabă, n-ai cu ce să revii la loc, pentru că eu oricând peste pe ecran. Oricum, eu doar ți-am zis. Da. Mă bucur că ești. Și bine. Eu la fel. Toată lumea mă bucur, sunt foarte mulți pe care nu știu. Eu nu știu, eu nu știu pe nimeni, numai pe tine și pe domnul Poenaru, deci de-aia... Doamna Pasi, eu sunt Cristina Popa, care am vorbit acum. Da, dar ce crezi că nu te faci nimic? Uite-o și pe Adriana Urbanu. Uite-l și pe Dan Tipuriță de la Tenacul nostru. Să rămână! Uite-l și pe... Avem microfonie undeva. Da, deci... Trebuie închis telefonul. Sau... Telefonul. Stai să-l iau de aici. O secundă. Adică, e microfonie și nu se... Așa, stai, gata, mai stați aici de vorbă, da? Mulțumesc frumos! Da, și fizic, să mă încați! Tehnică! Hai. Numai puțin, ochelarii. Sper că a intrat și Andy. Acum intră domnul Marius Chimel. Andy, ai reușit să intri?
Bine, după aia. Da. Alo. Da, Andy, da? Bună ziua, bună ziua la toată lumea. Bună, Andy. Bine ai venit. Bine v-am găsit. Haideți că l-ajut și pe Daniel Ona ca să reușească și el să se conecteze. Ok, foarte bine. Sunt în dialog cu el și încerc să-l ajut să se conecteze. Trebuie făcut click pe linkul respectiv. Da, 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 da. Și eu după aceea, dacă te întreabă chiar pagina da, da, de da, web, știu. Te întreabă dacă se instalează, se instaleze sau nu. Și spunem că da. Da, îl ajut câteva eu pe Daniel. Câteva minute suntem conectați. Eu intram pe linkul de ieri, n-am știut că ați spus altfel. Nu, 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 trebuie linkul de astăzi, da. A, în fiecare zi. Bine, în regulă. Haideți că îl ajut pe Daniel. Vasile, nu știu cum să pornesc camera. Gina sunt. Undeva jos, în stânga, ar trebui să se vadă stop video sau start video. Este Lenovo Easy Camera, dar nu funcționează, nu văd nimic. Uite, îți vedem lampa, Gina. Bună, Andy sunt. Nu știu ce lampă vezi. Din casa ta. Gina și eu sunt aici. E ceva sus, se vede de la tine. Sărâna, sărâna. Nu știu ce se vede, dar eu nu văd nici N-ai o lampă în casă? O lustră. O lustră. Nu, sunt în, sunt în birou. Cred că nu e lustră. Băi, să nu ne transmiți și ne știe ce, ai grijă. Nu știe, poate că... Bine, noi ne-am bucurat, Doamne ajută. Nu e nicio problemă, dacă nu ne vedem, măcar ne auzim. Da, oricum. Ei, băi, uite, acum mi-a venit pisicul. Măi, trebuie să Gina. Vedem pisicul. Gina, ai în partea de jos a computerului un semn wow. ca o cameră. Wow, acesta este el. Wow. Nu-l văd, nu-l văd. Au, au! Uite acum, iubire! Ai zicile acum. Nu-mi păi în aru. Gata. Nu văd pe Veronica Lerner. Da, nici eu nu văd. N-a intrat, doamna Lerner. Păcat. Da, tati. Am aici niște setări. Enable HD, mirror my video touch my... Am arătat la cameră, dar voi nu stați de la da, sună, sună. Mai puțin să mai sunăm pe domnul Dimitriu, care ieri Gina. A intrat cu probleme. Da, început. Gina? Da? Te sărut, Dana, sunt. Vezi că undeva jos, am înțeles că sunt diferite. La uite, mine jos există undeva o cameră, un desenuț ca o cameră video. Hai, încearcă să vezi pe ala. Am dat click pe ea. Și tot nu vrea. Nu, nu vrea. Ana. Sau undeva la început te-a întrebat dacă să începi meeting-ul cu video. Și am spus că da. Și cred că o să ies nu cumva e camera acoperită? Ies și mă reloghez. Camera să nu fie acoperită, poate e acoperită cumva. Hai că ies și mă reloghez, că poate totuși. Poate. Dana. Da. Alina aici. Stai, că ți-am recunoscut vocea. Gata, acum te-am văzut. Hello, hello, hello. Deci te salut încă o dată. Și eu te salut și îmi pare toată bine. În principiu, salut și... Pe domnul... Deci nu vreau să intervin acum, practic nu am postat că ești pe aici și am... Ne bucurăm că ai convins-o, că ai reușit să... Da, i-am facilitat, am ajutat-o să instaleze asta și altfel nu se prea pricepe. Foarte bine, foarte da. Bine, mulțumim frumos. Bine, Dana, te stai salut încă o dată. Stai o zi bună și eu te îmbrățișez. Și tu la fel, și tu. Papa. Mersi, papa. Papa, mersi. Pisicu, țineți-l acolo și răspundeți și la telefon. Deci mai sunt câțiva, de exemplu, domnul Dimitriu încearcă să logheze acum și... El cred că face același lucru cum a făcut Andy, că încearcă să vină pe linkul de ieri.
Deci linkul l-am trimis de mai multe ori, ultima oară l-am trimis pe Facebook. Cred că e cel mai nou mesaj pe Facebook din partea mea. Da, e de acum o oră. E foarte bun. Pe ăsta merge, de pe Facebook. Domnul Poenaru? A intrat domnul Onaca? Da, a intrat. El se vede, dar nu ne vede pe noi. Ia vedeți dumneavoastră. Nu ne vede pe noi. Ia să vedem de ce nu ne vede pe noi. Ia, îl găsiți acolo? Nu, nu l-am găsit. Găsesc pe cineva care se cheamă Gabriel Iuliu Morariu. Și am găsit și pe doamna Lerner. Bravo! Bine ați venit, doamna Lerner! Da, vezi mai mult? Bobiță! Bobiță! Da, te văd! Te-am văzut! N-ai mișcat. Și e prea mult. Altfel nu ne mai înțelegem. Nu erau vreo 24? Sunt 26 în acest moment. Și Victoria Milescu nu s-a logat? Așa? Măi, nu s-a logat. Păi cum așa? Așa? Mă rog. Nu știu ce a făcut doamna Opriță, că nu se mai vede. Păi aveți sus o listă, adică aveți mai multe imagini sus, în partea de sus a ecranului, sunt puse, e un șir de imagini. Mergeți pe săgețica din dreapta sau din stânga și schimbați imagini. După aceea apăsați pe imaginea care... Gata, a apărut. Dana, era lumea speriată că nu te mai vedeai. Da. Ai din puneți 930, da, da. 930. A apărut Veronica. Dar nu știu de ce Dana Opriță este și-a închis microfonul. Dana, deschide microfonul. Am închis microfonul pentru că aveam de vorbit ceva cu al meu soț și nu cred că interesa pe toată lumea. Ah, ok, ok, ok. Nu, am văzut cum era închis și m-am întrebat dacă nu e o... Nu, 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 nu. Știu, deci, noi facem la Destine Literare, facem acest sistem de foarte multă vreme, de sunt foarte familiară cu el. Felicitări, foarte bine, splendid, splendid. Da. Gata? Deci o să mai așteptăm pe domnul Dimitriu și, nu știu, domnul Laz ar fi trebuit să vină. Morariu? Da. Iacob nu s-a logat nici el? Se logase la un moment dat, nu-l aud, cred că nu are microfon. N-are microfon, săracul, da. E, nu știu. Bună ziua! Am și eu o întrebare, fiind pentru prima dată conectată. Da, spuneți, vă rog. Trebuie să avem cameră video. Aș vrea să nu fiu nepoliticoasă. Observ că toată lumea are cameră video. Eu nu mi-am pornit-o. Și aș vrea să știu dacă regula... E ok să vă logați fără cameră video, dacă așa doriți. Nu e niciun fel de problemă. Regula, bine. Da? Deci nu e obligatoriu să fie și camera video deschisă. Știm că au fost frizeriile și astea închise. Nu vă faceți probleme. Dacă vine o provocare, pot să pornesc camera, să știți. Porniți-o, porniți-o. Că e păcat să ne vedem. Dar așa, pentru câteva minute să ne cunoaștem, se poate. Sunteți foarte drăguță, nu vă faceți probleme. Da, mulțumesc frumos. Ne pare bine că ați venit, să rămână. Ne v-am găsit. Stați un pic. Da, domnul Dumitru. Da, spuneți. Nu știu. Reporniți calculatorul. Doamna Gina. Păi așteptați puțin să vedem. Eu nu vă văd aici. Uite, uite. Acum vă văd. Așteptați, e ok. Acum v-am văzut. Dacă îmi da la... Ok.
Am dat la audio aici. V-a dat ok, ar trebui să fie în ordine. Da. Ion pe Iacob se conectează din, se reconectează. Arată... Ce fac? E acolo? Da. Adina, nu știu cine e Adina. Pe Iacob. Da, da, da. Pe... uite pe Iacob, să vedem. Am ajuns și eu, dar de pe telefon. Ginuța, te vedem. Am ajuns, dar de pe telefon. O vedem, dar nu o auzim. Uite că acum se vede și pe... Stai puțin. Sunteți... Ba da, vedem cum sunt. Da, l-am văzut, domnul Dimitriu. A lăsat și-o și-o domnul. Adina! L-a auzit pe domnul Dimitriu acolo? Nu, nu l-aud nu aici. Nu l-aude. Poate aveți microfonul oprit. Iar șef și domnul și? Adina! Ia zi, ce face ca să ne audă? Vedeți, poate aveți undeva Iacobe, te văd! Da. Stânga jos, probabil că este oprit microfon. În stânga jos. E un semn de microfon. Nu se aude, nu se aude. Am auzit? Da. Acum da, acum da. Vă aud, dar nu mă sunt auzit. Da, da. La vedem, ok. Da, închidem telefon. Închidem telefon, telefoanele. Deci rugămintea este să începem. Toia, ai reușit? Încă. Toia! O să mai intre Otilia Manea. Oh, bravo! Iana, am de vreo să fac atât, de fapt. Otilia, dacă stăm. Uite-o pe nu pot să spun ce. Și datele astea rămân de acum valabile? Nu. Cred că de fiecare dată trebuie să mergem pe alt link, dar o să vedem. Ce o să fie valabile? Mă duc să o loghez și pe nevastă mea. Succes! Bună! Cred că avem cea mai mare participare din, din istoria Cenaclului. Acum poate să vină și cei din provincia. Domnica, și provincia Nord-Carolan. Așteptăm provincia. Vai, așa uite, să tira și luăm. Poate că nu știe, poate că s-a logat tot la Nord-Carolan. Alo, m-a auzit, domnul Păinaru? Da. Auzit? A, e perfect. Perfect. Auzim, auzim, bine ați venit! Bine v-am găsit! Regăsit! Bine ați venit, regăsit! Văd că Ginuța are în spate o bibliotecă mare de tot! Da, sunt că... sunt foarte bogată! Gina! Doamna Gina, mă auziți? Da! Da. Sunt Costache, Gabriela! Am văzut, Gabriela, am văzut. Mă bucur că ai venit și tu. Nu știam dacă mă aud. Da, mă auziți foarte bine. Acum vine Daniel Onaca, de peste mări și țări, vine și Carmina Har. A reușit Daniel? Da. Bun, că la mine nu tot... Bună, Carmina! A venit mă tu azi, eu mă valiu tot așa. Lo, e hola lie pe masaj aher. Salut Daniel, salut. Salut. Andy, parcă ești. Bravo Daniel, bine ai venit. Parcă ești în elicopter, Andy. Eu da, pentru că n-am microfon la laptop și sub ăsta. E așa mai ascund din podoaba capilară. Nu vă să știi că de pe 15 se deschid frizeriile, Andy. Da, aveți o pilă să... Probabil peste două luni. Da, sunt programări. Sunt programări de la din ianuarie făcute. Da, niște meșgoznioți. Și amici. Problema e că... am impresia okay. Că sunt pe două camere diferite. E ok, nu e problema. Daniel, ori nu-i pe niciuna, ori e pe două. Haideți, vă rugăm să începem. Discuțiile. Dar pe ce trebuie să apăs ca să intru? Păi sunteți, ați intrat. A, okay.
Sunteți aici, doamna Boxa. Mulțumim că ați venit. Bună ziua la toată lumea, am spus deja. Bună ziua, Funcționesc în mediul ăsta neobișnuit. Acum avem o rugăminte la dumneavoastră. Aveți undeva... Hello. Aveți undeva un... o mică bulă sub care scrie chat. Da. Apăsați pe acest chat. Și scriem în dreapta. Și scrieți în dreapta. Vedeți că puteți alege dacă scrieți la unul singur sau la everyone. Eu zic să scrieți la everyone. Veronica Lerner. Da, doamna Lerner. Deja sunt mesaje. Rugămintea e să vă scrieți numele, să facem prezența. Lerner, da, e la alta. Și cine dorește să primească această emisiune, mă rog, această întâlnire înregistrată, rog să pună și adresa de e-mail, ca să trimitem pe adresa de e-mail toată înregistrarea. Deci fac mai ceva? Da, deci pe chat, unde scrie everyone, ne scriem numele. Gata, am scris. Și putem să scriem și adresa de e-mail. Vasile, mă auzi? Eu nu știu unde să scriu aici. Vasile, da, pentru întâlnirea următoare putem folosi același link și aceeași parolă, se poate reprograma. Da, eu așa am cerut la Zoom să fie același link și aceeași parolă, dar întotdeauna sunt surpriză. Vom face niște probe, să vedem. Da, nu, că eu așa susțin orele pe același link-uri și de asta știu că se poate. Am programat 7 întâlniri până în iunie. Să nu ne scoată acum după 40 de minute. Dacă ne scoate, reintrăm, nu? Ești sigur că după 40 de minute? Nu ne scoate, că avem... cont plătit, deci putem să stăm cât vrem. E bine. Nu e nicio problemă. Bine. Ok. Așa, vă rog să scrieți în continuare numele și adresa de e-mail ca să avem lista de, deja să vă trimitem înregistrarea. Eu nu știu unde să scriu. Deci, undeva jos, chiar pe centru, scrie chat. Apasă pe acel chat și în partea dreaptă... Am Zoom grup chat, dar nu știu unde jos să scriu. Jos de tot, e o ferestruică. În dreapta, jos de tot, doamnă. Da, jos. Scrie tu, două puncte și alegem everyone. Nu, aici scrie file și atâta tot. Altceva nu scrie. Ai jos, apasă din nou pe chat. Doamna pasionară, sunteți bine, sub chat. Puneți acolo mouse-ul, sub file ăla. Am apăsat din nou pe chat. Și în partea dreaptă trebuie să-ți apară o coloană unde jos de tot scrie tu două puncte și trebuie să alegi tu everyone. Mă românește! Mai bine, la mine e mai bine le-i dușmanul binelui, am stricat tot. Dar nu știu. Noi mă vedem, nu faceți probleme. Păi dar nu vă mai văd. Păi vă așa vedem. Și trebuie, să vă vedem noi. Păi. Dar abia acum funcționează bine. Asta înseamnă că vedeți un alt program care a ieșit în față. După dumneavoastră vă văd într-o ferestruică mică. Atât. Păi atunci puteți să măriți acea ferestruică, vedeți că vă dă posibilitatea să o măriți. Are în dreapta un semn cu o săgeată, apăsați pe ăla, da, se mărește ecranul mare. Exact. Da, gata, mulțumesc frumos. Cu plăcere, ați văzut că n-ați scăpat. Deocamdată ne rodăm ca să înțelegem. Păi, sunt toate numele puse. Să rămână, doamna profesoară, cu ce vă ajută? Cu ce vă ajută? Păi, auzi, pe coloană sunt puși toți 35 de participanți. Acum s-a închis. Na, că s-a închis, da, într-adevăr. S-a închis. A, nu, gata, a revenit. Acum te văd.
Spuneți, doamna profesoară, poate vă ajut. Așa, pe cine să aleg dintre participanți? Pe toți? Nu, lăsați că se schimbă acolo. No, everyone, descrie everyone. Da, de unde? Cam pe românește și aici spune invite? Da, toți atunci, dacă aveți pe românește, da, și mai bine. Oh, doamne. Vreau să mă trec și pe mine aici, să mi-o trimită înregistrarea, dar nu știu cum. Păi cum? Acolo scrieți numele și adresa de e-mail. Unde-i chat? Dar cum să nu știu asta, că te-o trimite ea? Asta e chat. Ia. Apas acolo. Unde să mai apăs? Aici am apăsat, trebuie să mă pun adresa mea de... Da, nu-i nimic. În dreapta jos, doamnă. În dreapta jos e o mică ferestruică. Și acolo ne permite să scriem numele și adresa de e-mail în continuare. Mică ferestruică, dar nu văd unde. În tot ăsta e completat până jos. Unde da, să mai e loc. Doamnă, sub acel punct unde puneți everyone sau ce puneți acolo, aici mai este încă un loc. Clicul acolo, dați click pe locul ăla. Da, dar e altcineva aici, păi. Înseamnă că nu ai apăsat pe chat sau ai apăsat de două ori. O, Doamne, am apăsat. Trebuie să apeși o dată să vezi ce se întâmplă. După aceea apeși încă o dată și nu mai ești în chat. Am apăsat. Era apogeu internațională a râsului, așa că putem și să râdem un pic. Este foarte sănătos, este terapia prin râs. Bine v-am regăsit. Terapia prin râs. Dar râdem aici unii de alții. Râdem unii de alții. Deci râdem, important e să facem terapia. Fiecare râde de sine. Este o introducere. Da. Nu știu unde e. Doamna pasionaria. Da. Nu vă mai chinuiți. Spuneți-mi adresa dumneavoastră. Puteți trimite înregistrarea, dar eu n-am. Pasionaria, pasionaria.stoicescu@gmail.com. Asta e. Deci pasionaria.stoicescu. Dar să scrieți cu doi de s, ca să. Știu, că altfel ziceați pasionaria. Așa. Pasionaria.stoicescu. Pasionaria.stoicescu. Da, am înțeles. Iar ați așa. Las, că iar s-a întâmplat ceva cu tot ăsta acum. Da. Ne apare altceva. Se vede la Vasile. Iată acum, am făcut un share screen, da? Mă, nu se mai vede. E ceva. Gata, în ceasă de tot. Mă rog frumos să mă ascultați, dacă sunteți drăguți, toții. Se vede lista prin care aflăm despre ce este vorba în ședința de astăzi. Mai întâi vom vorbi despre romanul Zori încetușate, o poveste adevărată de David Kimmel. Autorul este printre noi și după ce vom spune câteva cuvinte despre carte și poate vom citi puțin din carte, o să rugăm să ia cuvântul. După cum o să rugăm și pe cei care îl cunosc mai îndeaproape, cum ar fi doamna Lerner sau alte persoane din adunarea noastră, să spună câteva cuvinte cu domnul David Kimmel. După aceea vom vorbi despre fapt, ne vom lăuda cu faptul că editura Coresi a publicat două cărți care au luat distincții din partea revistei Itaca, din țara Carminei Har. Aceste două cărți sunt Disonanțe de bon ton, proză scurtă de Veronica Pavel Lerner, și alți 10 poezi suedezi moderni și contemporani, este lucrurile de Daniel Onaca. Al treilea punct ar fi întrebări și răspunsuri legate de activitatea editorială pentru cei care doresc să afle mai multe lucruri despre noi. De asemenea, o să vă spunem la un moment dat cum puteți să obțineți de la noi cărți gratuite, dar asta vorbim în final. Acum, dacă ne uităm la această pagină, aceasta este pagina unde se poate afla informația despre cartea domnului Kimmel. Este o pagină pe site-ul nostru www.libreriacoresi.ro
www.learnerdata.ro și linkul vi-l voi trimite la un moment dat. Ca să puteți... Mă auziți? Da. Auzim. Ok. O să vă trimitem linkul la un moment dat. Văd că Gina ne arată cartea. Haideți să fac un stop share ca să putem să vedem cu toții. Da. Gina Miclos, te rog să și vorbești ca să apari în prim plan. Am vrut să citesc din carte sau mă gândeam să selectez ceva din carte și am realizat că nu este aici, lângă mine. Și așa că am fugit imediat să aduc cărțile. Ok. Ia să vedem cum se vede cartea. Super! Pare super, că nu e niciun super. Haideți să citim din ea, că acum se va vedea. Acum se vede? Nu! Da, eu nu se vede. Ba da! Se vede mic. Se vede mic? Mic. Se vede struică mică, trebuie mare. Așa. Acum da. Da. Da, se vede, s-a văzut. E bine? Da. S-a văzut. Dar foarte scurt. Eu am reușit să intru cu imagine doar de pe telefon, așa că o să se mai miște puțin la un moment dat telefonul. Da. Să citesc? Nu citi. Vreau să citească ceva. Din carte. Din carte, evident. Din carte, evident. Aș vrea să te rog, Gina, dacă tot cartea... Gina, mă auzi? Da. Dacă tot ai cartea în mână, haide să citim începutul cronicii care a apărut în Clarion. Spune-mi cum îl cheamă pe autorul cronicii și citim primele paragrafe ca să avem o mică introducere în carte, subiectul cărții. Recenzia Clarion, la ediția în limba engleză. Aceste memorii puternice din timpul războiului în România readuc ororile războiului amestecate cu capacitatea de adaptare a copiilor la condițiile înconjurătoare. În memoriile lui meșteșugite foarte frumos, în zori încetășate, David Chimel își descrie copilăria în București, incluzând timpurile bune și cele rele, pline de groază ale celui de-al doilea război mondial. El aduce instantanee pline de viață din timpurile și locurile la care a fost martor, demonstrând felul în care a fost permanent susținut și încurajat de perseverența părinților lui. Chimel, acum trecut de 80 de ani, povestește despre căsătoria mamei lui, provenită dintr-o familie înstărită din Bulgaria, și tatăl său, un evreu din România, al cărui părinte a fost născut în Polonia. Din acest ceaun în care diferite etnicități sunt amestecate, autorul își amintește... Ce cauză aici? S-a suportat, ajutându-se unul pe altul... Ce spune ea? Este ce spune și ăsta aici. Cu câl era numele ăsta? Cu câi era numele ăsta care a făcut recenzia? Haideți să aflăm asta la sfârșit. Robin... De fapt, se poate afla așa, cum este Robin Farrell Edmonds. Da? Uite-l. Robin Farrell Edmonds. Exact. Mai citesc? Să încercăm să nu întrerupem lectura, da? Vă rog frumos. Există și posibilitatea să dăm microfonul pe mut, cât timp vorbește altcineva, dacă... Nu ne învăța asta cu lumea pe mut. Știi, mai sunt probleme domestice pe la fiecare prin casă. Da, asta e. Andi, eu nu pot scăpa de tine. Știu, doamna profesoară, și eu nu vreau să scap de dumneavoastră, dar m-am lipit ca timbru de scrisoare. Familia Cudea și pe sora lui mai mică, Simona, a fost forțată să se mute dintr-un apartament în alt apartament, an după an, când câștigul din muncă nu putea acoperi cheltuielile. Okay. Dar autorul privește toate acestea din perspectiva unui copil
atras mai mult de o nouă jucărie decât de surpriza de a vedea în brațele mamei lui o nouă soră. Cea mai mare parte a cărții face cronica propriei lui vieți de la vârsta de 3 ani și la 13, când și-a celebrat Bar Mitzvah. Restul cărții arată cum multe rude au emigrat din România, poposind în alte țări. Autorul, rezident al Canadei în ultimii 40 de ani, este un scriitor talentat și a recreat sensibil din memorie locurile bucureștene. Armata germană a ocupat Bucureștiul cei mai mulți ani de război. Kimmel povestește că în timp ce evreii au fost terorizați de legionari, naționaliști, a tinerilor naziști în cămăși maro, problema evreiască a fost în mare măsură lăsată jandarmeriilor locale să fie rezolvată. Citesc toată recenzia? Nu. Nu. Cred că este suficient. Recenzia e publicată în întregime în carte, așa că cei care vor avea cartea vor să mișcă așa de nici nu poți să citești ceva. Cristina Doine își ia cartea în română. Deci am aflat câteva lucruri din această recenzie. Recenzia este mai lungă, este publicată în întregime în volumul proaspăt apărut. Este deosebit de interesantă. Mai avem alte recenzii publicate pe pagina cărții. Una foarte recentă. Stai să vedem dacă reușim să o vedem. Să vedem dacă reușim să o vedem, da. Pe pagina cărții. E vorba de aceasta, publicată în Observatorul pe 17 aprilie, deci foarte de curând. O vedeți? Da. Semnată de Ion Segărceanu, poetul Ion Segărceanu. Asta e, nu aia dinainte. Aia dinainte era de altcineva. Da, mă, dar eu am mai auzit să mă uit și în cealaltă, și în ultimul Observator, penultimul, penultimul. Ok. Acum aș vrea să... Deci, după ce avem așa o imagine, o mică introducere la ceea ce ar putea să ne ofere această carte, aș vrea întâi să vă spun că este scrisă într-o limbă română foarte frumoasă. E scrisă în limba engleză. David Kimmel are un talent literar deosebit. Așa e. Că fiecare eveniment, fiecare amintire prezentă, pur și simplu te acaparează, te captează. Eu am avut această carte sub formă de manuscris în fața ochilor și vreau să vă spun că am petrecut foarte mult timp citind-o pe fragmente, iar în momentul în care a apărut, am citit întreaga carte cu o mare plăcere și într-un timp foarte scurt, pentru că merge foarte repede și este o carte lungă. Vreau de asemenea să vă mai spun că pe lângă faptul că ne bucură textul acesta foarte frumos scris și foarte bine condus, cartea are și o seamă de poze. Fotografii. Dacă povestea. Poze care povestesc și ele într-un anumit fel același lucru sau, mă rog, ne fac să înțelegem mai bine aceste lucruri. Aceste poze sunt prezente în carte și ele pot fi văzute și în ediția digitală pe iBook Square. Cred că vedeți acum pe ecran această... Acesta este... David Kimmel, când avea 14 ani și se afla în fața podului Grand în București. O clipă. Sunt de la București.
Ia uite, astea sunt poze din carte. Avem aici părinții, alte poze din carte. Bunicii. Tata. Părinții lui tata, bunicii, deci, da? Frații lui tata. Da, uite și cum erau... Anchirașela. Moda, cum se îmbrăcau. 1940, da, deci este o istorie în fotografii de data aceasta. Da, e ca da, un album cu relevanță istorică. Vă dați seama că acestea sunt foarte importante uite, din punct de vedere literar, dar și din punct de vedere istoric. Toate aceste date din carte. Provodna și nunta părinților. Mama și tata la nuntă. Și din punct de vedere documentar, evident. Da. Părinții mei la șosea. Da. Superbă carte, splendidă. E foarte frumoasă, e într-adevăr foarte, carte foarte. Pe care s-o citești și s-o recitești. Exact. Ai văzut, i-ai văzut pe ei la nuntă? Nu. Extraordinar. Pe ăștia doi. Părinții lui Vali, la Berna. Balotă. Balotă, foarte bun. Ok, deci vedeți că interesul pentru această carte ar trebui să fie foarte mare din partea cititorilor. Da. Drept pentru care, în momentul în care vă hotărâți, puteți să mergeți pe și să o luați fie în format electronic, fie să o comandați în format tipărit, fie din străinătate, fie din România. Romanian. You can see pictures, though. Look at the pictures. You can see pictures. Da, asta e. Decembrie, nu știu cât și unu. Oh, that's... Uite pe Marius, băiatul lor. 25 decembrie, ziua de Crăciun. Da, da, am pierdut anul. That is Anca and her brother. Ancuța și ăștia sunt copiii lui. Yeah. Dar fotografiile sunt fotografii de familie. Ancuța și Marius, băiatul, copiii lor. Sunt fotografii din arhiva familiei, pe care domnul Cimer a fost... Nepăitor și mi l-a pus la dispoziție. Da, da, e cartea reflectă o întreagă epocă. Așa e. Ilustrează mult mai mult decât simpla situația familiei. Perfect de acord cu dumneavoastră. Exact acest lucru este remarcat în introducerea din care a citit colega noastră, Gina Miklos. Da. 1961, născut, căsătorit. Da. Așa, am întrebat în agenda. Și chiar a spus sorei, eu astăzi îi dau cartea Dexul de ziua lor, de ziua anunțului. Da. Ok. Aș vrea să vă întreb dacă există cineva care a citit deja cartea și care ar putea să ne dea impresiile personale. Eu am citit-o cu mare, mare plăcere. Am înghițit-o în câteva zile. Exact, asta spuneam și eu, doamna Lerner. Așa, spuneți-vă. Da, da, realitatea, da, dumneavoastră spuneați, dar eu se auzea cu subitura, acum auzi bine pe telefon. Da. Domnule, e o carte, după părerea mea, și documentară și literară. De acord. Da. Și are un dar el al povestirii. Stai și l-asculți. Citești și l-asculți. Va primește un telefon. Da. Aș vrea să spun și eu câteva cuvinte în legătură cu această putere. Onoarea să fiu prima cititoare a manuscrisului acestei cărți. Și care da, doamna Victoria Dimonie, da? Eu sunt. Sunt okay, prietene, cu, prietene cu familia de cel puțin 60 de ani și îi cunosc bine. Suntem de aceeași generație, așa că ce era descris în carte erau lucruri pe care le-am trăit și eu și le cunoșteam, dar am fost cu fluența cu care au fost prezente toate aceste
segmente din viața noastră pe care le-am trăit în două domenii diferite, în două cartiere diferite, dar erau scrise cu o asemenea acuitate și cu asemenea ca o acuarelă cu un penel foarte bine, foarte precis. Toate evenimentele și viața. Oh, I hate that. Oh. Plus că a avut o fluență în descriere și o alegere atât de plăcută a cuvintelor, încât povestirea curge ca o apă lină pe lângă tine. Nici nu știi când te înconjoară și trece o viteză de mare. Cartea este absolut ingerată într-un extrem de scurt. Foarte, foarte bine descrisă și cu multă sensibilitate prezentate și mai ales cu multă naturaleță și onestitate. Absolut toate lucrurile care au fost trăite în viață. În legătură de prezentarea cărții, într-adevăr, merită aplaude pentru cine a făcut. A fost coperta cărții. Am fost convinsă că pe copertă este fotografia băiatului lor, atât de mine seamănă cum în copilărie, cu poza pe care, surpriză, am aflat că era David Kimmel în tine, la aceeași vârstă cu băiatul, când l-am cunoscut eu pe acest băiețel, care este el un deliciu de om. Da. Felicit pentru această carte și pentru tenacitatea cu care ai ținut ca această carte să fie scrisă și în limba română și în engleză, ca toate generațiile vorbitoare de două limbi să poată să treacă în revistă frumusețile vieții pe care ai trăit-o tu, integral. Felicitări! Mulțumim mult de tot! Foarte frumos ne-ați vorbit. Cine ar vrea să mai spună câteva cuvinte despre domnul Kimmel, despre cartea dumnealui sau numai despre domnul Kimmel? Cineva care îl cunoaște de aproape? Leonardo. Cred că este cazul să spun eu câteva cuvinte, că de acord. Cred că nimeni nu mă cunoaște mai bine. Decât vă cunoaște dumneavoastră. Sunt perfect de acord. Exact, exact. Așa. Așa. Vreau ca să spun, cartea asta a pornit de la necesitatea de a lăsa copiilor care au fost pur și simplu smulși din rădăcinile lor, unde și avea familie, părinți, un trecut, și a dus transplantați în altă țară, în alt loc, în alt pământ, unde pur și simplu n-au nimic. Legătura dintre prezent și trecut este complet tăiată. Ca să le... nu-i pot duce înapoi în România, să-i legă înapoi cu trecutul, cu rădăcinile lor, dar cel puțin am putut să le dau un crâmpei a persoanelor și a mediului de viață în care aceste persoane din care ei au descins au putut ca să... am încercat să le fac o anumită legătură cu părinții, bunicii și așa mai departe. Și mai ales cu țara și locul de unde am venit aici. Ăsta a fost scopul. Și cartea este o poveste adevărată. E... nimic din cartea asta nu este inventat, nu sunt conflicte puse din invenție, din austesa. Toate lucrurile sunt trăite. Din punctul ăsta de vedere, cartea are o valoare istorică. Ce? Și ce mai vreau ca să subliniez aici este, vreau să mulțumesc domnului Poenaru,
și editurii Coresii pentru felul în care a reușit să aducă la lumină această carte. Este pur și simplu, am fost surprins cum nu pot să spun. Mulțumim foarte mult! Plăcut surprins! Mulțumim foarte mult, domnul Kimmel! Ok, mai avem opinii în legătură cu cartea? Da, și eu vreau să spun, dar nu m-am băgat în... Haideți, vă ascultăm! Vă ascultăm! Mare curaj! Asta a vorbit. Domnule, despre cartea asta nu trebuie vorbit. Cartea asta trebuie citită. E adevărat. Asta e. Lăsăm pe David Kimmel să ne povestească în carte. Trebuie citită. E superbă. Asta e singurul mare lucru care trebuie spus. Așa este. Mulțumim foarte mult. Ok, prin urmare vă rugăm să comandați cartea, fie în format tipărit, fie în format electronic. Cei care locuiesc în străinătate o pot comanda în format tipărit, chiar în Statele Unite, deci poate să fie primită de acolo. Există un link pe pagina cărții, ia să vedem. Share screen, mergem aici, share, mergem înapoi. Mergem la librăria Coresi. Aici e Kimmel și conducând un fata la altar. Petisa lui. Panca. Ancuța. La Lulu, la Lulu vine imediat, în 2-3 zile. Am ieșit, am... Uite ce cărți au și ce prețuri. Uite, 59 de lei. Unde că a pierdut? Uite-o. Da, asta e. 50, librăria Coresi. În românește. Da, deci aici este linkul. Da, aici e lungul pentru România, dar bănuiesc că pentru... Nu, numai pentru România, pentru că pentru aici că... sunt date toate link-urile. Deci în această pagină, după ce intrați, veți vedea toate link-urile și pentru ediția internațională și pentru edițiile e-book, da? În format electronic. Pentru ediția e-book nu trebuie să așteptați deloc. Faceți click și în câteva minute aveți cartea pe calculator, puteți să începeți să o citiți. Sunt și pozele și tot ce, da. Tot ce trebuie. Bună seara! Bună seara, doamna Staicu! Bine ați venit! Bine v-am găsit mai târziu, mă scuzați! Fiecare când poate! Mulțumim! Oricum, mulțumesc pentru invitație! Să fie într-un ceas bun! Doamne ajută, Doamne ajută să fie într-un chat bun, să ne vedem cât mai des. Păi să nu vedeți că pandemia asta ne-a făcut să ne vedem, că altfel nu ne vedeam. E posibil, da. E posibil, deci trebuie să vedem și partea bună a lucrurilor. Da. Ok. Mai departe, pentru că tot a intrat doamna Lerner pe fir, haideți să vorbim despre distincțiile primite din partea revistei Itaca. Aș vrea să rog pe domnul Onaka să ne vorbească despre revistă, în primul rând, pentru că dumnealui o cunoaște mai bine și pentru faptul că a primit mai multe distincții cu mai multe cărți, cred că pentru cel puțin 3 sau 4 cărți pe care le-am publicat noi. Deci, domnul Onaka, aveți microfonul. Da, dar eu pe mine da, nu mă văd. Mulțumesc pentru invitație. Nu știu cum. Despre revistă pot să spun că
Am și publicat o serie de articole, de fragmente dintr-un viitor roman, aș putea spune. Până la urmă, n-am mai făcut față să trimit la fiecare număr și a urmat o pauză. Eu nu mai vreau să mai dar asta am vrut să văd, despre Chima. Restul, acum e de Veronica Lerner cu premiile care le-a obținut ea pe cărțile ei. Dar ăsta cine? Onaca ăsta de care prezintă pe Lerner. Aș vrea să vă rog dacă... Cei care aș vrea să realizați că toți vă auzim, dacă vreți să vorbiți în privat, vreți să vorbiți la telefon, da? E funny! Domnule, asta trebuie scris într-o schiță, domnule! Perfect de acord! Ediția a doua a cărții va cuprinde și această schiță. Exact! Ok. Domnul Onaca, vă rog să continuați. Deci am înțeles că ați spus, ați oprit microfoanele cei care ascultă. Aveți ceva de spus. Bine, poți opri chiar tu microfonul. Deci cei care nu ascultă, să rugați să oprească microfoanele, cei care doresc să vorbească cu alte între persoane. Între ei. Da. Da. Mulțumesc. O să opresc și eu microfonul. De fapt, a fost oprit tot timpul când au vorbit ceilalți. Deci prea multe nu am ce să spun chiar despre vrei să te uiți sau o editată de deci grupul sau cum să spun, redacția de la Itaca și am fost bucuros când am aflat că ei acordă și premii pentru cei care primit bărți acolo, deci scriitorilor stabiliți în străinătate. Și așa s-a făcut că am trimis și eu câteva cărți și de poezie și de proză și anul trecut sau anul ăsta am trimis o carte de eseuri literare care a apărut anul trecut. Și deci cartea se cheamă Alți 10 poeți suedezi moderni și contemporani. Da. Și ea este rezultat, spun, rodul unei pări constante de a mă familiariza sau scrie poezie, pur și simplu. Când am ajuns în Suedia, normal că am vrut să mă familiarizez cu peisajul liric din Suedia și pe urmă am descoperit că, sau am simțit eu nevoia să împart și cu alții ceea ce am descoperit eu. Și așa s-a făcut că, deci, cartea se cheamă Alți 10 poeți suedezi. Pentru că avem o altă carte cu 7 poeți suedezi. Da, exact. Deci prima care se numea, ideea, 7 poeți suedezi, care și ea a fost distinsă cu un premiu la vremea ei. Și mă gândesc că o astfel de carte nu poate să aibă același număr mare sau grup de care să fie interesat de ea, cum a fost cititorii domnului David, care a scris o carte atât de interesantă despre trecut și București. Dar pentru iubitorii de poezie m-am gândit că e un instrument de lucru, ca să spun așa, pentru că poeți din alte literaturi s-au tradus și se traduc mereu din Franța, mă rog, din Europa și din America, dar din Suedia foarte puțin, sporadic. Și atunci mi-am luat eu misiunea asta, hai să spun, grea,
onorabilă de a face cunoscut poeții suedezi în... Am crezut că era cu Veronica Lerner, premiile care... Eu închid aici. Nu, mai 10 poezi suedezi. Asta, el e autorul. Dar nu numai... Deci nu am făcut simple traduceri, ci am făcut o prezentare a întregilor opere. Deci poeziile le-am... Dar nu pot să ies de aici. Biografia lor. Și așa a ieșit cartea. Cam atât am avut eu de spus. Mulțumim foarte mult, domnul Anaca. Deci ați vorbit despre cel mai recent premiu pe care l-ați primit de la revista Itaca. Felicitări! Vreau să spun că și am colaborat cu revista Itaca cu 3-4 ani. Am publicat și eu cu ei, că dacă ei sunt acasă la mine, suntem apropiați, noi ne și cunoaștem. Da, ne și cunoaștem personal, pentru că ei chiar au fost prezenți la prima mea lansare de carte în Dublin. Chiar doamna a deschis lansarea de carte și m-a susținut. Și cu ocazia asta îi mulțumesc. Felicitări, domnul Daniel Onaca. Mulțumim. Nu pot. Perfect. Foarte bine, Carmina. Mulțumim frumos. Ok. Aș vrea să vă spun că pentru revista Itaca, cartea doamnei Lerner a devenit cartea anului 2019. Înțeleg că este cea mai apropiată distincție. Cartea doamnei Lerner. Cartea doamnei Lerner, Disonanțe de bon ton. Ok, Disonanțe de bon ton. O să încerc să arăt și pagina. Ia să vedem. Dom'le, e o carte de umor și niciodată nu am crezut că o carte de umor poate lua premiu, pentru că niciodată filme comice nu iau premiu. Iau premiu tragedii, drame, actori de dramă, dar un comic nu prea ia premiu. Depinde cât de bine este scris. Dar s-au distrat, poate. Juriu s-a distrat. Da, este limpede că s-a distrat foarte tare de vreme ce au ridicat cartea la un nivel atât de înalt încât i-au acordat această distincție. Cartea anului 2019. E o carte foarte frumoasă și pentru că profesoara mea de matematică din liceu a făcut ilustrațiile. Absolut! De la Ina Matescu. Îi dublează valoarea. Desenele sunt nemaipomenite. Da. Ea are un foarte bun talent, mai ales la caricatură. Și acest stil al doamnei Matescu s-a potrivit foarte bine cu stilul scrierilor doamnei Lerner. Dovadă că au făcut așa o carte frumoasă cu care și noi ne mândrim și ne bucurăm foarte mult că a luat acest premiu important. O să spun și eu câteva cuvinte despre... Vă rugăm, domnul David Kimmer, sigur. Așa. În primul rând, ceea ce este surprinzător în cartea asta este faptul că lucruri mici neînsemnate capătă o valoare monumentală și cu un bun simț al humorului în descrierile, în schițele doamnei Lerner. Este o bogăție, e o paletă întreagă de lucruri microcosmice care, prin amploare, sunt judecate din diferite puncte de vedere și toate acestea merg așa de plăcut. Cartea nu ți ia mai mult decât câteva ore ca să o parcurgi din scoarță în scoarță. Însă ceea ce vreau ca să mai menționez aici este faptul că doamna Lerner are, în primul rând, este o poetă cu deosebită sensibilitate. Versurile ei sunt și pur și simplu nu că te emoționează, aproape te șochează prin adâncimea și prin momentele de revers pe care le cuprinde.
Și am avut mare plăcere citind cartea aceasta, ca și toate celelalte cărți pe care le-am citit, și vreau să o felicit. Oh, vă mulțumesc frumos! Și noi vă mulțumim, domnul Kimmel, și noi o felicităm toată inima pe doamna Lerner. Și acum aveți pe ecran posibilitățile de a se ajunge la această carte, deci se poate, pentru cei din străinătate, se poate merge pe acest link. Pentru cei care vor edițiile electronice, se poate merge pe acest link. Iar cei care vor ediția românească trimisă de noi, ne dau un telefon sau folosesc, uitați, avem aici toate datele de contact, fie prin e-mail, fie prin coșul de cumpărături. O să spun și eu câteva cuvinte. Să avem o carte valoroasă la noi în bibliotecă și să o citim. Cartea doamnei Lerner se citește, cred eu, cel mai bine așa, câte una sau două pastile pe seară înainte de culcare. Că, într-adevăr, oricât de grea a fost ziua care a trecut, care s-a încheiat, ajungi să te destinzi și să intri într-un somn agreabil prin simplu fapt că ai avut contact cu paginile acestei cărți. Relaxant. Domnul Poenaru, aș putea spune două cuvinte? Vă rog, cum să nu? Multe salutări din Canada pentru fiecare. Această carte a doamnei Lerner, eu am comandat-o anul trecut, am citit-o și a fost o revelație pentru mine. Este scrisă cu ușurință, cu plăcere, cu... Doamna Lerner are un mod direct și foarte sensibil de a atinge subiectele și lucrurile și în același timp are o fidelitate în tot ceea ce scrie și o optică originală care este apreciată de fiecare. Despre această carte eu am vorbit la Cenacul Eminescu din Montreal. Ah, ce frumos! Și... Opa! N-am știut. Okay. Dacă te-a fost prezentată la Cenacul. Și în orice caz am felicitat-o pe doamna Lerner pentru premiul revistei Itaca. Este o onoare pentru noi, dânsa face parte din Asociația Canadiană a Scriitorilor Români. Și este o mare onoare pentru noi, pentru toți. Ne bucurăm pentru dânsa, o felicităm. Și vă felicit de asemenea pentru acest grup interesant, acest cenacul al dumneavoastră, plin de oameni inimoși. Vă felicit, domnul Poenaru. Sunteți domnul cel bun. Deci, revenind la doamna Lerner, dânsa este o colaboratoare la revista Candela din Montreal. Îi citesc articolele de mai mulți ani. Întotdeauna m-a surprins prin modul incisiv în care atinge și merge direct la subiect. Are, cum spuneam, o optică originală și în același timp, cum spune și dânsa, este cu mult umor, dar aceasta nu face decât să adauge picant în text și să facă textul mai interesant. Și eu recomand cartea dânsei. Vă mulțumesc. Și noi vă mulțumim, însă aș vrea să vă rog să vă prezentați, să ne spuneți mai multe despre dumneavoastră, pentru că aici apare doar Leonard IV și aș vrea să știm mai multe, dacă se poate. Da, bine, nu sunt eu subiectul acestei întâlniri, numele meu este Leonard IV. Domnul, e șeful cel mare. Cel mai mult, trebuie să aflăm. Vă facem să râd. Cel mare e sus, undeva sus. După ce că a avut cartea asta mult înaintea mea, nici n-am știut că a avut-o. E șeful asociației noastre. Deci, doamna Lena, vă mulțumesc. Sunt președintele Asociației Canadiene a Scriitorilor Români și, de asemenea, al Cenacului Eminescu de la Montreal. Unde avem frumos, activități de mai mult de 12 ani la Cenaclu și 20 de ani la asociație.
Și bineînțeles că pentru noi limba română este foarte importantă, încercăm să o menținem, să o apărăm, să transmitem, să o transmitem copiilor noștri. Și suntem un cerc de iubitori de artă, de literatură, de literatură în special și de artă în general. Splendid. Mulțumim foarte mult. Nu v-am zis eu că el e șeful, v-am zis. Da, foarte bine, foarte bine. Păi atunci să păstrăm legătura și să mărim puțin numărul participanților la cenacul cu dumneavoastră și poate ce știu eu, ne întâlnim cu toții online, ambele cenacluri, ca să citim și ce scriem în România și ce scrie dumneavoastră în străinătate. Este de dorit și orice contact este binevenit, pentru că prin comunicare aflăm unii de ceilalți și sigur este spre bine. Orice izolare nu ne conduce decât la o înfrângere. Așa că acest cenacul, acest mod de a comunica și orice este foarte binevenit. Eu apreciez aceasta. Nu orice izolare, numai izolarea literară e permisă sau artistică, pentru că fizic nu avem voie. Bine, eu nu mă referam la izolarea de acest gen. Pentru toți avem nevoie de liniște pentru a scrie. Dar, la urmă, tot trebuie să ieșim în lume și să arătăm celorlalți ce am făcut, nu? Evident, bine, glumeam, domne. Sigur. Literatura nu poate trăi într-un vacuum. Absolut. Nimeni nu scrie pentru sertar. Cei care scriu pentru sertar, de fapt, se înșeală. Ei, de fapt, scriu pentru noi toți. Exact. Pentru că scrisul este o comunicare... Și comunicarea are nevoie și nu receptor. Neapărat. Pot să intervin și eu o secundă, domnul Păinaru? Cum să nu? Sigur că da. Bun. Deci, eu sunt Dana Opriță, din România, evident, trăiesc în Statele Unite. Statele Unite pentru noi. Da. Și nu Statele Unite, Carolina de Nord, vă rog frumos. Așa. Ah, ok. Deci, dintr-un singur stat al Statelor Unite. Ați văzut, așa. Ce vreau să spun, pentru că domnul Leonard, nu mai știu care, n-am reținut celălalt. Leonard de suficient. Bun, domnul Leonard atunci. Mi-a deschis această oportunitate să vorbesc și eu. Și vorbesc din, să zic, nu știu, funcție este un cuvânt urât, dar asta este. Sunt redactor șef la una din revistele importante, nu numai din această zonă, ci internațional, fiind o revistă internațională care se cheamă Destine la Literare. Noi avem un asemenea cenaclu, a fost el inițial, dar este mai mult decât un cenaclu. Nu discutăm doar despre cărți, despre lansări de carte, prezentări de carte, ci este o discuție culturală, să-i spunem, cu oameni din simultan, folosind acest Zoom și folosind de câteva luni bune de la începutul anului. Deci ne conectăm Statele Unite, Canada, Europa, Israel, Australia, de oriunde în lume, de două ori pe lună facem acest lucru. Sunt membră, există Asociația Scriitorilor Români din America de Nord, unde sunt foarte mulți oameni de cultură importanți care participăm la fel, încercând să păstrăm limba română. Este limba noastră de bază, nu o uităm, încercăm să o păstrăm exact așa cum este, frumoasă, și să o reamintim de fiecare dată la adevărata sa valoare, să o impunem. Și deci astfel de întâlniri sunt extraordinare, sunt minunate. Mă bucur că am fost invitată, că am ajuns să particip la acest cenaclu, domnule Păinaru. Cenaclu despre care știam de la Pasionarea Stoicescu, prietena mea dragă și scriitoarea extraordinară care este. Știam de ceea ce de lucrurile minunate pe care le faceți la acest cenaclu. Și lucrurile minunate pe care le faceți la acest
această editură minunată, eu știu e-literatura, unde am publicat deja vreo 3 cărți, dar este mult, trustul este mult mai mare, e-publisher, care include mai multe publicații, edituri, din câte am înțeles, și afiliată Coresi, editura, nu editura, tipografia și librăria. Deci lucrurile minunate, vreau să vă felicit, să vă spun că sunt încântată că pot participa la acest cenaclu și oricând doriți să colaborați, revista Destine Literare vă stă la dispoziție, este deschisă, este o revistă internațională unde vă așteptăm cu drag oricând. Pe adresa destineliterare 2020 la gmail.com. Vă așteptăm oricând, mulțumesc. Deci Destine Literare, un singur cuvânt, 2020. Exact, un singur at gmail.com. Un singur cuvânt. Ok, mulțumim mult de tot. Am trimis tuturor și link-ul către cărțile dumneavoastră pe librăria Coresi. Da. Mulțumesc, Gina, că mi-arăți una din cărțile mele preferate, apărute aici. De carte, da? Deci una dintre cărțile Danei Obriță, O harfă de nisip. Dintre cele 3 cărți pe care le-am publicat noi, da. Mulțumesc mult de tot. Da. Și noi și mulțumim. Și pe care le puteți găsi pe Amazon.com. Așa pe e. Pe care nu sunt din România. Sau în România, evident. Sigur, sigur. Și la noi. Deci și noi putem să trimitem direct în străinătate. Nu este niciun fel de problemă. Se întâmplă să mai avem neplăceri cu poșta română, dar am descoperit și un curier care lucrează foarte bine, puțin mai scump, dar cel puțin putem să fim siguri că ajung cărțile la destinație. Ok. Deci, toți cei care doresc să aibă în mână sau pe calculator cărțile prezentate până acum, au această posibilitate. Intrăm în www.libreriacoresi.ro și acolo aflăm link-urile și pentru comandă directă către editură și pentru comanda din străinătate sau comanda cărților în format electronic. Bine ar fi dacă ați putea ca la unul dintre cenaclurile următoare, săptămâna următoare sau peste 2 săptămâni, să veniți și să ne spuneți că ați primit cartea, că ați citit-o și să ne spuneți ce v-a impresionat, pentru că asta ne bucură și pe noi și ne face să rămânem în acest tip de afacere, ca să spunem așa, care este și dumneavoastră o afacere foarte frumoasă, dar care nu produce așa de mult pe plan financiar, mai ales de când lumea s-a obișnuit să nu mai cumpere cărți și să urmărească numai aparițiile cărților. Cărților pentru care nu se cer bani, cărțurile gratuite. Și pentru că vorbim de cărți gratuite și noi oferim din când în când spre promoție cărți gratuite, dacă urmăriți Facebook-ul meu, acolo apar aceste anunțuri din când în când. O să vă dau adresa mea de Facebook imediat ca să îmi trimiteți cerere de prietenie, cum spun ei. Unde suntem aici mai bine? Ok. Deci adresa mea de Facebook este aceasta. O să o trimit pe chat. Este facebook.com/VasilePoenaru. Vasile.Poenaru, pardon. Uitați. O să vă rog să intrați pe acest link și să-mi trimiteți o cerere de prietenie cei care încă nu sunt legați prin Facebook cu
contul meu de Facebook și aici apar informații despre cărțile noastre și de multe ori oferim și exemplare digitale, e-books, gratuite. Astfel încât ne puteți cunoaște mai îndeaproape și vedeți valoarea cărților publicate de noi și valoarea autorilor pe care îi promovăm. Ok, dacă mai avem doritori, persoane care doresc să-și exprime opinii, să vorbească cu noi, să pună întrebări, vă stăm la dispoziție. Eu aș vrea. Da, Pasi. Pasionaria Stoicescu sunt. Wow! E o soi de bucurie tristă pentru că ne întâlnim așa. Bucurie pentru că suntem din nou împreună și tristețe pentru că vorba lui Arghezi, vreau să te pipăi și să urlu, este. De acord cu tine, da. Se poate. Este virtual. Dar cum suntem obligați de situație să fim în oarece virtualitate, măcar atât să ne bucurăm când ne revedem. Este o mare surpriză pentru mine să văd scriitorii din Canada, pe care de altfel îi cunosc și care îmi sunt prieteni vechi. Veronica Lerner, în primul rând. Pasionaria! Da, domnul Leonard Voicu, pe care iarăși îl știu din cărțile dumnealui și așa. De Dana Opriță nu mai spun, că este veche prietenă și scriitoare îndrăgită de mine și cu prefețe și cu prezentări unde am fost alături de ea. Mulțumesc! Importantă este editura Eliteratura, care a făcut posibilă această întâlnirea noastră, dar mai ales aparițiile de carte, cu care editura cred că nu numai că s-a bucurat, dar s-a și mândrit. Pe Dana Opriță n-am văzut-o așa să mă uit la ea și să este un bun prilej să o felicit pentru destinele literare, pentru noua formă a acestei reviste consistente, cândva i-am scris postei redactore șefe despre revistă și mi-am spus că sunt multe lucruri pline, dar și unele goale. E firesc ca într-o revistă care adună atât de multă lume să fie și scriitori cu adevărat consacrați, și aici găsim plinătatea, dar și scriitori care se lipesc, de care redactorii șefi cu greu scapă și care apar acolo în revistă. Așa e. Cei care au preluat conducerea revistei și aici nu mă gândesc la Dana Opriță, într-un fel s-au revoltat că am scris așa fostei redactoare a revistei de stile literare, care și ea la rândul ei a deschis o altă revistă. Și ăsta e un lucru bun. Ca să vezi cum înflorește această activitate literară și cum sunt redactorii șef care preiau pe umerii lor toată nebunia unei reviste. Noi, scriitorii, avem un hâbis cu totul priaș și nu acceptăm să ni se facă modificări, să ni se scoată nu știu ce paragrafe, să ni se impună. Mă rog, este foarte adevărat. În situația asta, aici mă gândesc și la Vasile Poenaru, cum jonglează, cred că ăsta este cuvântul, cu toți acești autori pe care editura i-a scos, cu care, uite, dintre mulți dintre ei se mândrește, care au luat premii și care dovedesc că literatura se poate scrie, că poate fi promovată de o editură serioasă, ci și de o revistă serioasă. Felicit pe toată lumea care e prezent aici. N-am știut că o să pot să mă loghez, am avut emoție și am zis, Doamne, cum o să stau să vorbesc așa la niște poze? Dar pozele sunt de vii, pozele înseamnă cărți, pozele înseamnă poezie bună, proză bună, serioasă, critică literară bună. Dar toată această atmosferă în care firește
suntem noi între noi. Dacă noi nu ne susținem, dacă noi nu lăudăm cărțile noastre și pe prietenii noștri, atunci cine? Suntem într-o lume care nu e chinuită numai de COVID-ul ăla nenorocit. Și de multă prostie, unde cartea nu e la locul de frunte. Exact. O mare bucurie că suntem aici, că discutăm despre cărți, despre autori, despre editori, despre redactor șef și despre prietenie. Felicitări! Exact. Felicitări, mulțumesc, doamna pasionare, pentru acest mesaj. Felicitări dumneavoastră! Vă mulțumim frumos! Mulțumesc, Pas! Două cuvinte de strigirus, pentru că în curând devin specialist în analiza arborului genealogic. Scuzați-mă! Spun că virusul acesta se repetă odată la 100 de ani. Fix la 100 de ani. Și scopul este probabil că este timp să intrăm mai profund în noi și să aflăm cine suntem. Exact. El are ca scop curățarea. Dar ceea ce este foarte interesant este că dacă noi nu ne trezim, el se va repeta peste 100 de ani. Mai mult decât atât, este Dumnezeu care ne obligă să facem acest lucru. Dacă noi nu știm să vedem ce este în interiorul nostru, nu o să fim capabili să vedem ce este în exteriorul nostru. Și atunci, da, virusul va trece, lipsa cărților va rămâne, din păcate. Vreau și eu să spun ceva, dacă sunt auzită. Da, doamna Macovei. Da. Este o onoare pentru mine această întâlnire și vă mulțumesc foarte mult, domnul Poenaru. Mulțumesc și colegei Gina Micloș. Și vă mulțumesc pentru că m-ați primit, practic, în, cum spunea Gina Micloș, în familia Coresi. Mă bucur că v-am cunoscut, că am văzut aceste persoane minunate. Despre cartea domnului Chimel mi-am notat câteva lucruri. Este mai mult decât un roman, într-adevăr, este o carte documentară a unei epoci, a unei familii cu caracter psihologic, istoric, social, politic, care merită, într-adevăr, să o avem acasă și o să o cumpăr și eu cu drag. Felicitări, domnului Chimel. Felicitări tuturor și mă bucur că sunt aici și sper să ne... Unde sunteți? În România? Da. Și sper să ne întâlnim și la o lansare de carte a mea, pentru că am nimerit și eu pe aici, cum s-ar zice. Sigur. Așa, și mă bucur pentru asta. Așa întâmplător. Probabil, poate, cred. Da. Mulțumesc și felicitări tuturor. Să ne vedem. Vă mulțumesc foarte mult. În același timp, scuzați-mă, domnul Poenaru, trebuie să-mi iau la revedere, programul meu este încărcat. Felicitări pentru această întâlnire, fiecăruia salutări, multă sănătate, să scăpăm cu toții de această situație cât mai curând. Doamne ne ajută! Și felicitări pentru cărțile care le-ați publicat și pentru, sigur, vom face tot posibilul să le obținem și salutări domnului Kimmel, de asemenea, care este personajul principal de astăzi. Cartea dânsului va fi citită, în mod sigur, și o voi prezenta și la Cenacul Eminescu din Montreal. Numai bine, sănătate fie căruia. Mulțumim! La revedere! Mulțumim frumos! Acum pe ecran vedem prima pagină din site-ul nostru www.epublishers.info. Se vede, da? Da. Aici vorbim noi despre activitatea noastră editorială, despre cum ne mândrim cu autorii noștri. Și, în fine, sunt mai multe date aici, dar important aici este că undeva pe rândul al cincilea scrie, vă oferim periodic cărți electronice gratuite. Dacă facem click, ajungem la o pagină unde, acum este o singură carte, dar de regulă sunt mai multe. Acum este cartea care se cheamă Psihologia și Pedagogia Poporului Român. E un studiu excepțional de Ștefan Dumitrescu,
pe care vi-l recomandăm este păcat să nu beneficiați de această perioadă scurtă în care cartea este oferită cu discount de 100%. Am să trimit și link-ul către ea. Nu știu dacă cineva a citit-o sau știe despre ea sau despre autor. Ștefan Dumitrescu este un mare scriitor cu romane foarte importante și de asemenea cu aceste studii de psihologie și pedagogie ale neamului. Are mai multe cărți pe această temă. Este și Sufletul biroului de viitorologie de la București. E un om excepțional, prietenul nostru. Și a fost bucuros să afle că dorim să oferim gratuit câte un exemplar oricărui cititor în format electronic și vă transmite prin mine mulțumirile lui pentru faptul că veți primi și veți citi această carte. Deci acum o să pun link-ul pe chat. Și rugămintea este să mergeți acolo și să descărcați, să primiți un mesaj care vă invită să copiați link-ul către carte, copiați și îl puneți într-un browser și astfel obțineți cartea. Ok. Cine dorește să mai intervine, să pună întrebări, să facă comentarii? Da, domnul Dimitriu, mi se pare că a făcut un semn. Domnul Dimitriu? Nu vreau să vă spun nimic acum. Absolut nimic. Eu cred că voiam să spun ceva, dar m-am retras pentru că nu cărțile mele sunt prioritare în acest moment. Și am zis că... Noi voiam să te întrebăm, Carmina, dacă vrei să prezentăm cărțile tale într-unul dintre cenaclurile viitoare. Deci, eu am două cărți deja pregătite pentru publicare, o scriu pe următoarea. Ceea ce voiam să spun acum este că studiez foarte mult arborele genealogic și știți că eu sunt scriitoarea care fac parte din categoria paranormalului și scriu total diferit față de colegii mei. Și ceea ce am studiat despre virus și voiam să vă spun și ca informații pe care le-am primit, cred că chiar săptămâna trecută de la Iisus, știu că pare ciudat, dar la mine comunicarea este unul la unul. De asta scriu cărți care se numesc Dumnezeul din tine. Și mesajul pe care l-am primit din partea lui este că este foarte dezamăgit pentru că țări precum Irlanda, Suedia, Norvegia, pe care eu le credeam foarte evoluate, el spune că au evoluat foarte, foarte puțin și România este practic într-un stadiu de stagnare, este lăsat exact în stadiu pe care l-a lăsat și este dezamăgit de faptul că nu vrem să conștientizăm că Dumnezeu este în interior. Și ceea ce mi-a spus este faptul că indiferent de ceea ce scriu eu în cărți, în momentul când oamenii pun mâna pe cărți se vindecă, pentru că el nu poate să-mi dea informații mai puternice decât eu sunt Dumnezeu, fiecare este Dumnezeu. A zis că deocamdată nu poate să-mi dea informații mai puternică de atâta. Și practic eu în cărțile mele traduc mesajul acesta sub toate formele, în toate felurile. Okay. Ideea este că dacă noi am fi conștienți de sine, virusul ăsta nu se repeta. El se repetă odată la 100 de ani și are scopul de curățare. Practic, cei care opun rezistență și nu vor să facă saltul în conștiință, sunt nevoiți să plece, pentru că oarecum blochează. Am înțeles. Asta era mesajul meu. Și bine, am două okay, cărți așteptăm deja. Cărțile următoare, să vedem da, ce alte lucruri mult. Ai mai gândit, Carmina. Cărțile pe care le-am publicat până acum sunt foarte interesante, așa că credem că și următoarele vor fi la fel. Ok, cine dorește să-și mai spună opinia, să ne pune o întrebare? Vreau doar să vă spun că este foarte interesant modul ăsta de întâlnire. Vă mulțumim pentru el.
Chiar propuneam... Dar e singurul posibil, aici e problema. E singurul posibil, e, un mod, e o întâlnire dulce. Nu numai că se întâmplă din confortul casei noastre, dar... Este, zic eu, la fel de interesant, la fel de plin de sevă. Chiar propuneam unei alte întâlniri, unui alt cenacul acest mod de întâlnire și e mult superior pe cât își pot alții permite. Este foarte interesant. Vă mulțumim pentru tot ce ne oferiți, ca de obicei vă mulțumesc. Ce spunea Carmina mă duce cu gândul la ce gândesc și eu. Noi trebuie să ne dăm întâlnire cu noi înșine, să-L căutăm pe Dumnezeu, care este Universul, care este natura, care este lumina, soarele, bucuria. Toate astea să le căutăm în noi înșine, pentru că acolo există. Fiecare dintre noi este extrem, extrem de puternic, eu nu mă joc cu cuvintele, la nivel potențial. Suntem în stare latentă, noi suntem niște, am să spun, niște zei suntem, niște zeități. Putem să întoarcem munții, putem să împingem o clipă mai încolo. La nivel ezoteric, la nivel ocult, aș spune chiar. Putem împlini minuni. Minunile există pentru aceia care cred în ele. Sunt mulți care nu cred și atunci minunile nici nu au cum să-și facă apariția, numai că oameni care experimentează minunile și în rândul cărora mă număr, pot aduce dovada că ele sunt aievea și că în ghilimele se întâmplă. Nimic nu e întâmplător. Decât să vorbesc mult mai bine acum, tac. Și las să se sedimenteze ceea ce deja am spus. Mulțumesc încă o dată și succes în continuare. E totul minunat. Mulțumim și noi. Mulțumim frumos. Mulțumim. Mulțumim noi. Îmi permit să adaug ceva. Sigur. Cu siguranță că toată nenorocirea asta are să treacă curând. Da, și eu cred la fel. Dar ceea ce este foarte important e că întâlnirea asta peste mări și țări ar trebui să continue. Da. Pentru că în felul acesta avem posibilitatea să menținem legăturile cu rădăcinile de care vorbeam adineauri. De acord, așa este. Deci, întâmplarea asta nefastă, să o numim, ne aduce grozav de multe avantaje. Ne aduce și avantaje. Păcat de cei care sunt secerați. Aici este marea problemă. Asta este marea problemă. Îmbucurător este faptul că am un exemplu. În Canada nu cresc ghiocei. Nu cresc ghiocei în Canada? Nici în Statele Unite. Nu cresc ghiocei. Dar nu știu cum soția mea a reușit prin nu știu cum să primească câteva semințe sau nu știu ce. Bulbi, da. Le-a plantat și în fiecare primăvară lângă bradul din fața curții apare un mănânc de ghiocei. E frumos. Și noi avem în curte, da. Da. Așa este literatura română în Canada și probabil în America. Da, se comparație frumoasă. Ok, dar sunt lucruri tare frumoase, sunt lucruri plăpânde, dar sunt lucruri care bucură și este și ar fi păcat să rămână numai un fenomen local. Da, aveți perfectă dreptate. Dacă am putea să lărgim acest câmp al ghioceilor cu patria mumă. Atât am vrut să spun. Din lumea teatrului către literatură. Olga Delia Mateescu. Olga Delia Mateescu sunt.
Am ascultat cu foarte mare plăcere și vă mulțumesc pentru invitație și pentru faptul că am putut să cunosc atâtea personalități și spuneam că provenind din teatru, pentru mine contează foarte mult relația. Și iată că așa cât s-a putut astăzi, s-a creat o relație între noi pentru care vă mulțumesc. Și noi vă mulțumim că ați participat. Mulțumesc pentru invitație, voi mai participa. Va trebui să mă retrag pentru că nepoții mei sunt la ușă. De acord, mulțumim mult de tot. Vă așteptăm și lunea viitoare la ora 5. Sigur că da. Felicitări. Mulțumim mult, mulțumim frumos. Să rămână. Vasile, eu încă aș vrea să vorbesc. Acum am da, te rog, Vasi. Nu a venit cheful de vorbă până acum. Foarte bine. M-am tratat cu rodiola, care este împotriva stresului și cu stres clin. Acum e cel mai bun tratament ăsta se dovedește faptul că ne vedem aici. Vasile, ție trebuie să-ți mulțumim în primul rând, dar și Michielei. Dar și întregii tale familii pe care totdeauna ai știut să o pui în slujba cărții și în slujba editurii. Cineva care nu e din familia ta, dar care s-a încadrat ca într-o familie excepțională, este Gina, care la fel ca un membru al familiei este cel mai bun piarist pentru e-literatura. Gina Micloș, da. Gina Micloș, da. Trebuie să-i mulțumesc lui Ion Iacob, petul de la Buzău, vechea mea cunoștință dragă, care întotdeauna, eu nu având Facebook, m-a sunat și mi-a spus, uite, am aflat de pe Facebook ce se întâmplă, a cui zi este, ce s-a discutat la nu știu care cenacul. Trebuie să-i mulțumesc Adrianei Ungureanu, pe care o văd aici cu plăcere, pentru că a ales în cartea, una din cărțile ei, un poem al meu. Și pentru asta mi-a făcut cinstea și onoarea. Trebuie să-i mulțumesc Crinei Bocșan, pe care o văd aici, pentru cele mai frumoase dramatizări pe care le-am văzut eu, făcute de un scriitor, și cu lume participantă la cenacul nostru. Nu-i găsesc pe aici, nu-i văd. Trebuie să-i mulțumesc Cristinei Popatache, care mi-a făcut o surpriză extraordinară. Eu vă Cum se numește emisiunea? Te rog, Cristina. Este o emisiune, restartul lecturii, vă spun așa mai clar, ca să... E așa. Încă, dacă să spunem restart sau restart, dar cred că fiind scris în acest mod, denumirea corectă este restartul lecturii și este patronată de Asociația Restart România. E ceva foarte interesant, un proiect drăguț prin care se promovează foarte mult cititul, se încurajează oamenii aflați acum în carantină. De fapt, eu în mod voluntar contribui la a fi lângă ceilalți pentru prin lectură, prin ceea ce și scriitorii din care aleg să citesc sunt aleși aleatorule, încerc să le fac o surpriză și niciodată... Aleatoriu, m-ați ales pe mine? Mulțumesc! Și niciodată aceștia nu știu până în momentul în care eu interpretează, e ca o actriță. Da, păi încerc să... Da, e un parteneriat cu Teatrul Stella Popescu. E foarte frumos! Și vă mulțumesc că ați primit foarte multe aprecieri cu toții. Da, da. Din inimă. Trebuie să-l remarc pe Ștefan Dimitriu. Dintre toți scriitorii de la Cenaclu, este marea mea feblețe. Pentru că este, cum să zic, omul universal. El are poezie minunată, el are proză minunată, el are cântece minunate, el are reportaje de nemaipomenit, el are piese. Ei, lângă un așa om, trebuie să fii fericit și bucuros că ești participant la cenă. Banti Burită, care este un poet atipic, pentru că fiind medic, e foarte bine să înglobeze medicina și să o pună în slujba poeziei.
altcineva în sensul ăsta n-am întâlnit. Trebuie să-i mulțumesc lui Andy pentru filmele grozave. Să rămână, doamnă, să rămână. Vă mulțumesc mult! V-am auzit! Toată lumea care este aici, uite, doamna Rosu, pentru romanele. E foarte bine, e foarte bine că suntem aici. Mulțumim, doamnă, mulțumim, să rămână. Așa este. Mulțumesc, Pasi! N-am vrut să te întrerup atunci, dar exagerez. Și nu mă îndoiesc de faptul că acea carte care a primit și premiu și care este și lăudată, merită cu adevărat. Este un conglomerat și de etnii, foarte frumos, și de autori care scriu și poezie și proză, care sunt și interpreți minunați și care duc mai departe steagul e-literaturii. Te felicit, pe tine te felicit că ai organizat treaba asta și te-ai chinuit. Drămă, zumbă, bumbă, cea pitrat. Uite că am reușit să ne vedem. Mulțumesc! Mulțumim mult, Pasi! Mulțumim, mulțumim mult! Mulțumim, doamna pasionară. Următorul film documentar pe care îl fac despre dumneavoastră va fi. Așa. Bravo, foarte bine! Eu vroiam interviu despre problemele personale. E un film drag, este un film cu condiția femeii contemporane. Și mi-ai spus că l-ai găsit, dar nu are subtitrare. Da, găsim noi și subtitrare. Așa știu. E, când e vorba da. De femeie. Rezolvăm. N-ai de treabă, aici nu e subtitrare. Deocamdată, doamna Pasi, deocamdată avem, tot a fost tema una din temele întâlnirii de azi, domnul Onaca, cu premiul de la Dublin, îl felicit și eu. O să avem un film... de lung metraj, o oră și 25 de minute despre domnul Onaca. Și nu mai despre dânsul, despre opera dânsului, cu poezie, cu poveste, cu... Sper să ne bucurăm de și să-l cinstim astfel pe domnul Onaca, care are atâtea cărți, numai la Coresi are peste 10, cred. Un scriitor important din grupul nostru. Felicitări! Da. Trebuia să apară și figura Michielei aici. Am văzut-o numai acolo. Ea este alături de tine. Trebuia și ea să fie aici. Doamna Michiela, vă pupăm! Uite, băi! Vă pupăm! Ne-am fost doar de dumneavoastră! Bine! Mi-a anunț că în curând, fiind zodia taurului ca și mine, vei împlini niște ani frumoși. În curând, pe 8 mai, da. La mulți ani. Mulțumim frumos. Mulți ani, doamna Michela. Vă pup. Mulțumim mult. Mulțumesc. După pasionaria vreau să deschid și eu gura acum, că am căpătat curaj. Ați căpătat curaj, mi-era frică. Vreau să spun că nu în reciprocitate, ci cu deplină obiectivitate, că pasionarea este de fapt sufletul cenaclului alături de domnul Poenaru. Adică sunt cei doi stâlpi principale ai cenaclului, fără seriozitatea lui domnul Poenaru și fără verba pasionariei, cenaclul nostru n-ar fi atât de frumos, de pasionant chiar. Așa că, cum să spun, trebuie să aducem verba aceea specifică, de fapt, tuturor și aici pe ecranele laptopurilor noastre. Să ne dezmorțim încet și să fim cei de toată ziua. Acum, eu cel puțin am fost un pic timorat, în primul rând pentru că am pierdut vreo jumătate de oră până să intru pe fir și în al doilea rând pentru că era o noutate. O sugestie a mea ar fi ca cel care vorbește de la un dispecerat, de la domnul Poenaru, să apară pe ecranul fiecăruia în față, să-l vedem bine, da? Da, de regulă apare automat cel care vorbește. La mine n-a fost așa. Nu știu de ce.
Da. Adică unii nici nu sunt măcar pe banda aia. Pe care banda ce e mai lungă? Sunt niște stăgețele și dacă facem click pe ele, ne arată toate figurile. Trebuie să învățăm șmecherii tehnice, da. Da, păi acum abia ne acomodăm și noi cu această aplicație. Da, ideea este bună, firește, că ne stimulează într-un fel la solidaritate scriitoricească. Da. Și omenească, mă rog. Și omenească, așa și e. Probabil când vom începe să și citim câte o pagină, două din ceea ce mai scriem, va fi și mai interesant, nu? Fără îndoială, fără îndoială. Da, da, da. Vom face acest lucru. Fără, la urma urmei, fără multe comentarii, îți dai seama, după reacții, după oftaturi sau după tăceri, dacă e bine ce ai făcut sau nu. Și asta e de da, sigur. O idee foarte bună. Da. Acum, pentru final, să zicem, apropo de citit, aș vrea să rog pe domnul David Kimmel să deschidă cartea unde crede el că este cel mai bine, să vadă fragmentele, pagine care îi plac cel mai mult și să avem o lectură din partea autorului. Domnul Kimmel, m-ați auzit? Vă aud. Vă rugăm frumos să ne citiți în lectura autorului câteva paragrafe din carte, cele mai dragi dumneavoastră. Ei, cine voi un moment, domnul David. Oh, mai bine întâmplătorul, ne se deschide cap. Chiar. Bună întâmplare. Ok. Mulțumim. După bombardament. Ok. Se găseau case, era greu. Tata a reușit ca să salveze două camere în corpul vecin de case și am locuit acolo vreme. Nu știu dacă ăsta este cel mai potrivit. Ah. Hai să citesc altceva. Dacă țin bine minte, în fiecare miercuri după masă, Moș Nae, pe numele său real Nae Bazaria, redactor al revistei Universul Copiilor, avea întruniri libere cu cititorii la redacția lui din strada Brezoianu. La una din aceste întruniri am mers și eu, încurajat de faptul că la un extemporal dat în clasă în ziua de mărțișor, fac o pauză, este vorba mărțișor 1945. Am primit nota 10 pentru compunerea mea în versuri. De obicei, doamna Angelescu, profesoara, nu acorda nota 10 decât în cazuri excepționale. Așa fiind, primind înapoi pagina de extemporal în care corecturile cu creionul roșu atât de numeroase mi-au dat fior. Dar când am zărit nota 10 în colțul de sus al foii, nu știam ce să cred. A fost prima mea poezie scrisă instinctiv printr-o decizie de moment.
dar cred că am primit nota pentru subiectul ales, nu pentru versuri. Tema extemporalului a fost mărțișorul, deci. În timp ce ceilalți copii din clasă au scris ce mărțișor au pregătit pentru mama, bunica sau sora lor, eu am mers cu gândul că cel mai frumos mărțișor trebuie dat ostașilor de pe front. Războiul împotriva nemților continua cu înverșunare în Muntele Tatra din Cehoslovacia. Și ostașii noștri, rupți de familiile lor, trăind în frigul din cazemate sub pericolul eminent al morții, departe de casă, continuau eroic lupta contra dușmanului. De aceea, doamna Angelescu m-a pus să citesc cu voce tare compoziția în clasă. Oricum, la terminarea orilor de clasă, pe baza celebrității căpătate instantaneu, Dinică, colegul meu de bancă, mi-a cerut în drum spre casă să compun în numele lui o scrisoare adresată unei fete. A copiat-o frumos cu litere rotunjite pe foaia liniată de caiet și i-a dat-o fetei a doua zi. Biroul lui Moș Nae era la primul etaj în clădirea cenușie de pe strada Brezoianu și avea peste imponzanta intrare o ureașă firmă cu litere identice cu stilul titlului de pe prima pagină din ziar, Universul. În fața acestei clădiri se deschidea o stradă scurtă, Sărindar, renumită bucureștenilor pentru că pe aici publicul cinematografilor de pe bulevard ieșeau de la spectacole. Dar ca să ajungi la biroul lui Moș Nae, urcai din hol pe o stradă largă cu trepte de ciment ce da pe partea dreaptă într-o încăpere întunecată, cu multe birouri aliniate pe două șiruri și dânsul stând la una din fundul sălii, de lângă perete. Era un om cu față prelungă și mustață căruntă răsucită la vârfuri, ochelari, îmbrăcat într-un costum gri cu vestă. În jurul biroului luminat de o veioză, o mulțime de copii urmăreau corecturile ce moșul le făcea pe foile lor. La celelalte mese, alți copii veniți înaintea mea creonau pe foi de hârtie desene sau scriau în grabă câte ceva nerăbdător ca moșul să le poată vedea. Mulți copii veniseră însoțiți de mamele lor și atunci moșul se ridica de pe scaunul lui să ruptă mâna doamnelor cu care schimba amical câteva cuvinte. Apoi revenea la scaunul părăsit pentru câteva momente și continua să lucreze pe paginile ce copiii din jur le întindeau nerăbdător. Pe mine nu mă întreba nimeni nici cine sunt, nici ce caut acolo. Am privit în jur să văd ce fac ceilalți copii, apoi în felul meu obișnuit, care nu s-a schimbat nici astăzi, m-am așezat la o masă pe care se aflau creioane și mai multe pagini de hârtie și am început să scriu o poveste ca acelea citite în paginile revistei. După vreo două ore, moșul ne-a spus să lăsăm hârtiile noastre pe biroul lui, că e târziu și că el are să le vadă a doua zi și va răspunde fiecare numărul următor al revistei. Am urmărit îndelung la căsuța poștală răspunsul pentru mine, dar nu l-am găsit niciodată. Mulțumim foarte mult! Foarte frumos! Carte și istorie literară, pentru că moșul... Foarte frumos! Mulțumim mult! Apare foarte rar și de multe ori nu mai apărea deloc. Mulțumesc frumos! Mulțumim! Felicitări! Mulțumesc!
Foarte frumos, foarte frumos. Ați ales un fragment splendid și mie mi-a plăcut acest fragment foarte mult în carte. Și sunt multe altele care mi-au plăcut foarte mult. Sunt și de suferință și de tristețe, dar sunt și de, despre bucuriile vieții și despre anii de formare. Așa că e o carte care se poate citi cu mult interes și care te captivează. Felicitări, domnul David Ghimer! Mulțumesc din toată inima! Acestea fiind zise, ne despărțim. Vă mulțumim foarte mult pentru participare. Cred că pentru ședința următoare, care va avea loc exact peste o săptămână, cred că login-ul este același. Pentru că așa am cerut la Zoom să avem 7 săptămâni în care ziua de luni să fie o întâlnire de aceasta noastră online și să fie pe, mereu cu aceleași date, ca să fie simplu de intrat de fiecare dată. Așa că vă așteptăm cu drag săptămâna viitoare la ora 5, luni 11 va fi, da? Luni 11 mai la ora 5, vă așteptăm cu drag. Între timp o să pregătim și lista cu cei care vor citi și cu cărțile despre care vom vorbi și vă trimit prin Facebook. Deci, încă o dată, vă rog frumos să mă urmăriți pe Facebook, pentru că acolo e prima oară, primul loc unde pun toate anunțurile, întâmplările și mai departe. Deci facebook.com vasile.coenaru. Și cine n-are Facebook? Cine n-are Facebook, e să-și facă. Pasi, e momentul să-ți faci tu un cont de Facebook. Te rog de ani de zile. Nu trebuie și măcar... Stai să-ți explic. Și măcar nu trebuie să-ți dai numele tău adevărat. Poți să dai un alt nume. Nu umblu cu falsuri. Că te cheamă Ivanov, de exemplu. Poți să pretinzi că te cheamă Ivanov. A, nu. Asta este foarte adevărat. E foarte simplu să faci ca de Facebook. Nu se întâmplă absolut nimic. Poți fi și Mihai Eminescu. Poftim? Poți fi și Mihai Eminescu, dacă Mihai vrei. Mihai Eminescu, da, da. Ei, am pățit-o când mi-a zis. Pensia m-a batat Bencescu sau cineva. Eu aș vrea într-o notă veselă să terminăm. Așa, am fost spune. Împreună cu Ștefan Dimitriu la un liceu, la o întâlnire cu tinerii cititori. Așa. Și am întrebat, au mai fost scriitori la voi la școală? Ați mai văzut vreodată scriitori în carne și oase? Așa. Nu! Atunci vă rog să priviți la noi doi. Eu reprezint partea și Dimitriu oase. Deci Pasi este carnea și Dimitriu e foarte slab. Eu eram grăsarea și tu erai cel slab. Frumos. Mulțumim. Poate data viitoare ne pregătești niște epigrame, Pasi. Pe ulița mare. Nu pe cine mijlocie. Ok, ok. Vă mulțumim din inimă tuturor. Mulțumim. Așa, data viitoare. Vă rugăm să nu uitați să cumpărați cărțile respective sau măcar să le frunzăriți în format electronic, pentru că aveți această posibilitate, ca să rămâneți cu un plus după această întâlnire. Pe lângă ceea ce am aflat noi acum, avem și contactul direct cu firele cărților. Mulțumim mult! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! Bună seara, numai bine! La revedere, să rămână, la revedere! La revedere! Numai bine! Uite!